Salutare! În acest clip vreau să discutăm un pic despre Samsung Galaxy A52 sau A52 5G. Nu știu cum se va numi, adică dacă va fi și o variantă 4G și una 5G. Eu sper că doar una 5G, sincer, pentru că m-am săturat de numele astea cu 5G în coadă. Vorbim despre niște zvonuri, după cum ați dedus și din titlu, probabil. Evident, nu pot să garantez pentru aceste zvonuri dacă sunt reale sau nu. Totuși, hai să le comentăm. Prima dată, întrebările clipului. 1. În caz că specificațiile se adeveresc, merită update-ul de la Samsung Galaxy A51, dar mai ales de la Samsung Galaxy A50? Și 2. Cu ce telefon ce e deja lansat pare similar? La această întrebare să-mi răspundeți voi în comentarii, iar la final vă zic și eu la ce telefon m-am gândit. Înainte să începem, nu uita să te abonezi. Aștept! Bun, să trecem la clip. Bine, evident, ca să răspund la prima întrebare, trebuie să vă introduc puțin prin specificații. Evident, comparându-le cu cele a lui A51 și a lui A50. Din nou, evident, explicându-vă oarecum care e mai slab și care e mai bun. Vreau să fie un video cât mai scurt, așa că vorbim doar despre 3 lucruri. Procesor, cameră principală și baterie. Practic, ce ne interesează pe toți, în mod special. Acum, diferența de putere dintre A51 și A50 e aproape 0. Practic, e cam același procesor, după cum puteți vedea și dumneavoastră. Iar rezultatele în AnTuTu confirmă asta, puteți vedea și voi în bara de sus, acesta este A50, acesta este A51. Chiar nu înțeleg de ce A51 are un scor mai mic în AnTuTu V7 decât A50. Probabil a fi fost o greșeală sau l-au testat când a fost prea încălzit sau ceva, habar n-am. Oricum în Geekbench se vede clar că sunt același lucru. Deci update-ul la Snapdragon 750G pe care se zvonește că o să-l aibă A52, sau mă rog A52 5G, pare unul semnificativ. Adică nu numai că pare, chiar este unul semnificativ. Dacă evident va fi așa și nu vom avea o variantă 4G mai slabă. De ce zic că e unul semnificativ? Păi 750G o scoate undeva la peste 300.000 în AnTuTu, deci teoretic cel puțin ar trebui să scoată performanță dublă. Însă camera principală pare să fie aceeași și pe A52, dar și pe A51. Deci diferențele dintre aceste două, adică A52 și A51, va fi doar pe partea de procesare. Totuși, față de A50, poate să fie o diferență destul de notabilă. Dar să luăm în considerare totuși că atât A52, după cum ați văzut și A51, au focala de f2.0, adică A50 cu focala f1.7 este mai luminos, scoate poze mai luminoase. Iar bateria pare să fie practic cea de pe Galaxy A51 5G, 4500 de mAh. Totodată am uitat să menționez procesoarele Exynos 980 și 750G de aici. Sunt procesoare comparabile ca și putere. Acum să revenim, deci avem 4500 de mAh pe A52 5G sau A52, cum s-o numi, versus 4000 pe A51 și 4000 pe A50. Iarăși, diferența nu este foarte mare. Acum, ca să răspund la întrebare, nu cred că merită update-ul nici măcar de la Galaxy A50, dacă deja în mare parte performanța A50-ului te mulțumește. Adică să fim serioși, diferențele de design sunt mici. După cum puteți vedea aici, ai acum A51 și A52, după cum se zvonește că o să fie, foarte similar cu A51, nu foarte diferit față de A50. La fel, foarte similar și cu A51 5G. Am găsit totuși ceva și despre un A42 4G, iar dacă acelea sunt adevărate zvonurile, iar acest A52 5G va veni ca și o variantă îmbunătățită a lui A52 4G, atunci, din punctul meu de vedere, cred că vor fi un mare fail. Eventual, o variantă îmbunătățită să vină ceva cu un procesor mai bun, care să scoată în AnTuTu undeva la peste 400.000 de puncte. Adică să fie comparabil cu, măcar cu un telefon de acum 2 ani, un flagship din 2019. Altfel, luați-vă A51 5G, că e același lucru, fraților. Și probabil o să fie și mai ieftin după ce apare acesta. Dacă, mă repet, o să fie atât o variantă 4G cât și una 5G. Acum ce să zic, prețul estimat la A52 5G este de $350, ceea ce e mult. Înainte să închei, tocmai ce am văzut, am făcut 150 de abonați și vreau să vă mulțumesc din suflet pentru asta. Mai vine și un clip oarecum special pe tema asta, dar vreau și să vă zic la ce m-am gândit când am văzut specificațiile acestui telefon. Am zis tare, un Mi 10i cu cameră principală mai slabă, dar cu ecran mai bun. Bine, mai degrabă am zis ceva de genul, da, tare. Deci, nu cu entuziasm, mai degrabă am fost dezamăgit, nu entuziasmat. Cam asta a fost, nu uitați să-mi lăsați părerea voastră în secțiunea de comentarii, nu uitați de un like și o abonare dacă v-a plăcut, pentru că o să mai vină videoclipuri de genul, dar și review-uri,
sper eu cât de multe anul ăsta. Eu am fost Roman, până data viitoare îți doresc toate cele bune și să fii cât mai productiv. Pa!